Direcția Administrării Domeniului Public a făcut în ultima perioadă mai multe lucrări la infrastructura stradală a municipiului, constând în reparații cu mixtură stocabilă, repararea bordurilor și pavelelor dislocate ca urmare a acțiunilor de dezăpezire, amenajări și balastări. Pentru săptămâna în curs se va lucra la supralărgirea zonei de nord a căii lui Traian în vederea amenajării de trotuare, de rigole pluviale, montarea de borduri și balastare, precum și la repararea cu mixtură asfaltică a deteriorărilor de carosabile de pe străzi Știrbei Vodă, Albinei, Arinilor, Morilor, Petrișor, Inătești, precum și din cartierele Ostroveni, Traian și Nord. Suplimentar acestor activități, se va reabilita iluminatul public pe faleza Olăneștiului, între podul de pe Bulevardul Tineretului și cel de Calea Ferată. Sunt semne că a venit primăvara, nu așteptăm neapărat primăvara, am început cu plombarea străzilor, cu inventariarea defecțiunilor care au apărut în urma dezăpezirii, pentru că a fost materialul antiderapant administrat, conținând sare s-au creat cratere, mici cratere în asfalt. A fost prioritatea noastră, mai este încă, nu am rezolvat în totalitate această situație. De asemenea, am făcut o inventariere a tuturor străzilor care urmează să intre în reparații în primă etapă și vom acționa cu mai multe fronturi, atât cu forțe proprii, cât și în cadrul contractului cadru pe care îl avem de reparare și modernizare a străzilor.